O nouă livrare de porci mangalița a avut loc în județul Sălaj. 4 purcei au ajuns astăzi la un crescător din localitatea Ghireș. Este cea de-a 6-a livrare de purcei prin programul Minimis Suine 2018, care se desfășoară la nivelul județului Sălaj. Astfel, un număr de 4 purcei au fost duși de la o fermă din localitatea Nușfaleu la un crescător din localitatea Aghireș. Nu este prima livrare către familia Tusan din Aghireș. Aceștia au primit alți 4 porci în luna mai a anului 2018. Pentru că ne-a interesat rasa de mangaliță. Să crește mangaliță nu am avut până acum. Deci pentru asta am accesat. Această dată am adus 4. Care poate o să ținem și pentru reproducție. Dacă ar fi să ne întoarcem la purceii pe care, iată, astăzi i-ați primit, vreau să ne spuneți de cât timp credeți că veți avea nevoie pentru a-i aduce la cantitatea necesară? Păi sperăm că într-un an, 10-12 luni, să-i aducem. Ce se va întâmpla ulterior? Păi o parte o să-i... Îi dăm la program, la procesator, precum e contractul, și restul o să vedem. O să înmulțim, sacrificăm ceva și pentru ferma noastră. Cum vi se pare acest program inițiat de Ministerul Agriculturii? Se pare că un program interesant ajută. Ajută fermierii care doresc să se dezvolte, să facă ceva în creșterea animalelor. Noi zicem că este bun. Aceasta a fost cea de-a 6-a livrare de purcei care s-a desfășurat la nivelul județului. Ceilalți purcei au ajuns la fermierii din localitățile Bădăcin și Nușfaleu. Suntem la 6-a livrare de purcei din programul de Minimis Mangalița, HG-ul numărul 9 din 2017. Până în momentul de față s-au livrat 38 de purcei la 6 producătorii agricole. Nu este prima livrare la acest fermier din Aghireș? La domnul este a doua livrare, s-a mai făcut o livrare, nu știu, acum vreo două luni, prin aprilie, parcă s-a făcut o prima livrare. Purcei arată foarte bine, starea lor de întreținere. Și acum dânsul o să aibă 8 purcei. Noi estimăm că o să fie în total cam 250 de purcei o să avem în Sălaj, care vor fi livrați la cei care s-au înscris în programul Minimis. Sunt înscriși în program un număr de 173 de crescători cu un efectiv de 1444 de purcei. De asemenea, există 12 furnizori cu un efectiv de 259 purcei. După livrare, 12 furnizori cu un efectiv de 221 purcei. Un singur procesator s-a înscris la nivelul județului Sălaj cu un efectiv de 240 de purcei. Programul a decurs foarte bine. Suntem și noi mulțumiți, avem o cerere de 255 de purcei, până acum, în momentul de față, am livrat 38 de purcei. Procesatorul nostru fiind doamna Ileana Cordiș, de la Șimleu Silvaniei, dânsa preia 240 de purcei de la crescători. Iar furnizori avem un număr de 12, cu număr de 250 de purcei. Durata de aplicare a acestei scheme de Minimis este 2018-2020, iar valoarea totală a schemei de ajutor de Minimis pentru anul 2018 este de 4,6 milioane de lei.